Salutare tuturor! Astăzi vă voi arăta comanda, adică nu comanda, efectiv noul meu calculator pe care l-am construit în perioada Black Friday. Din păcate, cei de la Altex în perioada asta au anunțat că pentru a efectua comenzile o să fie un timp de așteptare între 7 și 10 zile. Momentan am așteptat doar 7 zile și am sunat pe cei de la Nemo Express pentru că am primit un mesaj că o să primesc un colet de la Altex prin ei și un colet, 8, 9 colete, pardon. Aceste 9 colete ar fi piesele de aici, totalul e de 5700 lei. Poate vă gândiți ce poți să-ți construiești cu 5700 de lei. Ei bine, poți să-ți cumperi un GTX 1080, l-am prins la ofertă, încă mai este la ofertă, la 2400 de lei. Un hard disk de 1 tera cu 64 la 7200 de rotații pe Linux. Efectiv, sunt niște chestii care am încercat să nu trec de 6000 de lei. Carcasa Thermaltake, o să arăt și pozele cu ele. Ia să dăm fix aici, parcă, dacă nu mă înșel. Astea sunt piesele comandate în perioada aia, iar acum suma la care a ajuns după ce unele piese au ieșit din ofertă. Încă mai sunt, nu știu, adică efectiv am prins placa de bază de la 589 la 489, memoria de la 79, aici nu-i mare, nu-i mare ofertă, mai mult din pricina faptului că RAM-ii nu sunt la 2400 de MHz, iar sunt 4 plăcuțe de 4 GB și mi-ocupă toate sloturile și de fiecare dată efectiv aici un ban pierdut per total, pentru că fiecare plăcuță, mă refer când o să vreau să upgradez sistemul, o să trebuiască să scot o plăcuță și să o pun efectiv doar pe masă. Și din câte am văzut eu, mesele nu prea sunt compatibile cu giga de RAM. Ok. Procesoarele acum, cel puțin eu am fost învățat, ultimul build l-am făcut acum 5 ani, dacă nu mă înșel, fostul calculator, avea un i5-4430 și avea un cooler stock. Acum văd că nu mai vin cu culoare stock și trebuie să le cumperi tu. M-am uitat pe internet, cam ăsta ar fi cam cel mai bun și nu că cel mai, nu știu, care m-a făcut pe mine să-l cumpăr. Carcasa Thermaltake, sunt un fan al RGB-urilor și nu știu, mi-a plăcut foarte mult cum arată și da, numai bine mi-intră GTX-ul, sursa mai micuță, nu știu, per total e făinuță. Ok, mai ales e la ofertă de la 339 la 207. Ok, mergem la următoarea. Comandând procesorul, eu l-am prins la 1200... Unde ești? Procesor, la 1269, acum e la ofertă la 1500 de la 1849. Atunci nu avea nicio ofertă, efectiv ăla era prețul lui stock. Și am și bundle-ul ăsta cu Assassin's Creed. Oh, fain, eu credeam că e alt joc. Total War, Warhammer 2. Fain, Assassin's Creed, abia aștept să-l joc, ia să-l vedem. Deci și bundle-ul ăsta costă 300 de lei. Super fain, super fain. Assassin's Creed Origins. Ok. Deci pe lângă oferta asta mai are și bonusul ăsta de bundle-uri. După asta am prins placa asta, pe care multă lume o laudă, dar sunt și persoane care spun că ar fi puțin cam călduroasă, să zicem așa. Mulți spun că coolerul cu care vine placa nu prea face față și mai sunt persoane care spun că cei de la MSI au pus prea multă pastă de răcire și că ar trebui să deschid placa înainte și să mai curăț din pasta aia. Efectiv e prea gros stratul de pastă cu termoconductoare, încât efectiv nu face nimic, nu știu, nu ajută răcirea, adică efectiv să faciliteze o răcire bună, ci pur și simplu o îngreunează și că trebuie scoasă. Momentan am testat clipul, cred că nici nu prea pot să-l editez, îl fac de pe laptop și da, e super faină, nu știu, mi-a plăcut mult prețul. mi-a plăcut și cum arată, pare așa ca, nu știu, o navă spațială față de... Și asta ar fi o opțiune bună.
Ia uite, mai dă, uite, dacă o, super fain, plus mai face parte din catalogul magazinului și asta e destul de ok, dar efectiv, după cum vedeți, nici atunci nu am văzut-o, că nu cred că mă supăram să mai dau încă 100 de lei, după cum o văd aici. Și mai dădeam cu un bundle de, ia să vedem, bundle-ul 269, a, era doar Assassin's Creed Origin, doar unul. Făceam două jocuri, super fain, aveam de giveaway-uri. Ok. Și ultimul, penultimul lucru de fapt, hard disk-ul de 1 tera cu 7000, dar de fapt l-am zis în listuța aici. Și sursa de 600. Pare o sursă, cum se cheamă, nu știu, sunt, adică nu sunt, nu m-am fan, dar sirte că am avut și pe fostul calculator și am fost mulțumit, n-am avut nicio problemă cu ea. Cu toate că am vrut să comand sursa asta, cu toate că e mai puternică, și cu RGB-uri, cum am zis, fan RGB, am ales să merg pe cei de la Sirtec. Dacă o să văd o problemă, o să schimb, adică mă refer în comparație, cu toate că sursa e cea mai importantă, efectiv, dacă asta nu-ți face față sau dacă pe asta nu te poți baza, o să strice piesele asta și cu asta, adică carcasa n-are cum să o strice, mă refer procesorul și cu placa video, adică efectiv cele mai scumpe piese din calculatorul tău o să se ducă pe apa sâmbetei. În afară de prezentarea calculatorului meu nou, care o să aibă numele de Odin, nu știu, asta mi-a venit mult, Odin 1.0, mai vreau să recomand să nu se cumpere niciodată unități deja făcute, atât, nu știu, de pe orice site, să nu are rost să cumperi unități, pentru că au un preț foarte mare, au un adaos separat la fiecare produs în parte și au un adaos cumulat la sfârșit, efectiv la fiecare chestie de asta își pun adaosul lor și își mai pun și la sfârșit un adaos mărlănesc la toată chestia asta. Efectiv, după cum vedeți, același procesor, o placă un GTX 1070 care logic ar trebui să fie mai ieftin, doar că are 4 terabiți care, nu știu, hai să mergem să căutăm 4 terabiți, doar efectiv, sau hai să stăm tot pe site-ul celor de la EMAG ca să nu se facă vreo, să spună, ba, dar la EMAG poate era mai ieftin. Mergem pe EMAG. Hai să căutăm noi rapid pe periferice hard disk-uri. La hard disk-uri să vedem cât costă un hard de 4 terabiți. 4 terabiți, avem doar 19 produse și dăm la preț crescător. Preț crescător 500 de lei, deci efectiv ar mai veni 300 de lei, să spunem, la comanda mea, ar veni 6000 de lei. Ar veni aici 32 de giga RAM, 32 de giga RAM. Ia să mergem acum, căutăm giga RAM-i. Giga RAM-i, unde sunteți, mă, voi? Memory. Așa. Deci 32 de giga DDR4. DDR4 și acum să coborăm la 32. Ok. Alegem efectiv cele mai, nu cu cele mai populare. Hai, cele mai populare. Prima care a apărut, 1000 de lei, cu toate că știu că sunt și mai ieftine, dacă nu mă înșel, sau ia să vedem preț crescător. A, nu, e fix 1000 de lei. O prima. Și ar mai fi asta la 1600. Deci hai să-i mai punem la mine. RAM-ii mă costă 800 de lei. Deci, pe lângă 6000 de lei, cu ea 4 GB de RAM, ar mai veni plus diferența, îi punem pe aia la 1500, ar veni plus, oh, 600, vreau să șterg calculul asta înainte. 6000 plus 800. Așa, 6800 de lei. Ia să vedem ce mai diferă. Și un SSD de 480 de giga. 480. Mergem înapoi la componente, hard disk-uri, hard disk-uri, flash video, SSD. Ok, 480 de giga. Să vedem unde găsim noi 480 de giga. 257. Ok, preț
crescător. Ok. Am găsit unul de 512 GB. Ok. Un SSD de 512 și ar mai trebui să pun, deci costă 800, îl pun la 900 de lei, că oricum nu mai are rost calculul. 900 de lei și la mine costă 200 de lei, deci încă 700 de lei mai trebuie să punem, plus 700 de lei. A, nu, 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 plus 900 de lei, că efectiv n-are legătură, plus 900 de lei. Ok, 7700 de lei ca să cumperi un calculator puțin mai slab în zona asta, dar îți mai rămân o tonă de bani, mă refer până la suma aia incredibilă, mai poți să cumperi o placă video, deci ar mai veni încă un 2400 de lei. Ok, și tot, deci ai putea efectiv să faci SLI, SLI cu banii ăia, cu SLI cu 1080. Adică mă refer și componentele acestea, dar și încă o placă, adică două plăci 1080 și tot îți mai rămân încă 600 de lei. 600 de lei ca să-ți cumperi, hai să zicem că mai pui încă 300 de lei la o sursă mai bună și nu știu cât să zic, adică de fapt 1.800, încă 400 de lei, încă 400 de lei să, nu știu, să-ți alegi încă vreo câteva coolere, să zicem. Deci efectiv în banii ăia, în toată chestia aia, s-o da peste cap puțin, ar veni aici, pac, 1.800. Deci în suma asta, îl distribui pe Facebook, în suma asta, colosală efectiv, peste 2000 de euro, ai putea să-ți cumperi, deci, efectiv, două plăci 1080 și o grămăzie de culoare și o sursă super, super bună. Doar așa, ca să mă uit să văd sursa asta, cât ar avea sursa. Ia zi, placă de bază, memorie RAM, capacitate, placă video. Sursa este de 550 de W. Mamă, frate, n-au o leacă de bun simț, deci 500. O sursă de 500, doar ca să ne uităm. Ia să vedem surse. Unde ești, mă, surse? Sursă PC. Ok, și dăm la 550 de W. Cred că e prima. Aproape prima. 500. Efectiv, dacă puneai de 500, deci e 200 de lei o sursă de asta. Deci, petard, eu am mai pus aia 300 de lei și cu aia 200 care mă costă pe mine sursa, deci de 500 de lei îți cumperi sursă navetă spațială, merge deci peste 1000 de W, nu știu, asta cred că se face și de mâncare. Ia să vedem. Da, efectiv, prima e la preț crescător. 800 de lei, deci. Nu știu, oricum, adică îți rămân bani destui încât să-ți cumperi și o sursă navetă spațială, nu știu pentru ce ți-ar trebui ție, dar bănuiesc că ți-ar trebui, având în vedere că treci la SLI. Da, ca să fac un scurt rezumat, deci nu recomand să cumpărați absolut niciun calculator, ci pur și simplu să căutați pe cât mai multe site-uri înainte și da, nu știu, să nu credeți ofertele, intrați pe price.ro, pe compare.ro și acolo o să vă dea toate prețurile date în funcție de, nu știu, gen, când au fost atâta, când au fost cel mai ridicat preț, cel mai scăzut și tot așa. Da, deschideți ochii.